cu un repertoriu propriu extrem de bine alcătuit, câștigătoarea multor premii importante la festivaluri. Inclusiv penultima câștigătoare a Crizantemei de Aur, ediția din anul 2019, Târgoviște. Bun, dar nu ne va încânta în această seară doar cu romanțe, ci și cu ceea ce a consacrat-o folclorul românesc. Fără prea multe alte cuvinte, pentru că prezența ei este una absolut specială, doamnelor și domnilor, Nicoleta Vasile! Dacă m-aș mai naște odată, nu știu, Doamne, cum aș fi. Aș fi rău ca lumea toată, sau mai rău ca ea.
roagă mamele. Se deschid cerurile, Dumnezeu e mai aproape să le plinească pe toate. Cer și pământ, mama-i putere divină, ea mângâie și alină, și pe nume aleasă, ca să dea nume și viață. Lege în ochii la icoane și curg lacrimile, Doamne, când vei crudea și mă închin, să-mi ai grijă de copilofon. Când se roagă mamele, se deschid cerurile, Dumnezeu e mai aproape să le împlinească pe toate, frumos. Ia, se ridică la dăpovița.
Ca la noi, la Dâmbovița. Dâmbovițenii mei dragi. Nicoleta, multă sănătate, iar el este puiul meu. Mulțumesc din toată inima tuturor. Să te ajutăm, draga mea. Nicoleta Vasile. Vă mulțumesc din suflet, mulțumesc Ionuț Dumitrescu, mulțumesc Orchestra Chindia. Doamne ajută, să ne revedem cu bine. Mulțumim foarte mult. Mulțumim foarte mult, Nicoleta. Ajut să ieșim împreună. Vă rog.